Așa. Și următoarea întrebare este, bineînțeles, dacă se aude. Este o întârziere între ce se întâmplă în live la mine și ce vedeți voi pe cameră. Nu știu exact cât e întârzierea, dar este ok, bine, e bine că se aude, e bine că se vede. Mă scuzați dacă mai auziți pisicile, acum urlă una dintre ele. Da. Bun. O să începem la fix. Între timp o să pun și eu pe Insta la poveste că am început și eventual să dau și linkul. Nu știu cum se dă linkul la o chestie de genul ăsta. Ok, gata, am găsit. Ce să zic, tehnologia asta ne bate și pe noi câteodată. Of, Doamne. Hai să vedem dacă intru așa pe Insta. Sau... Ok. Așa cum am zis, începem la fix, deci în 3 minute mai stăm un pic.
Bun, se cam apropie ora, într-un minut ar trebui să începem. Ideea este că cine nu vede acum, oricum o să vadă înregistrarea și se uită la asta. Mă țin de cuvânt, aștept ora fix ca să începem propriu-zis. Bun, acum este fix. În primul rând, bună tuturor, sunteți destul de mulți cei intrați. Vă mulțumesc într-un fel că aveți încredere și ați ales să vă petreceți aceste ultime momente din 2020 aici împreună cu mine și nu oricum, ci învățând la anatomie canalul inghinal. Deci asta înseamnă foarte mult pentru mine. Aș mai vrea încă o dată dacă ați putea să mai scrieți că se vede, se aude, dacă se vede prezentarea, primul slide cu titlu și toate astea, ca să nu fie probleme. Eu acum trebuie să aștept un pic pentru că este întârziere între transmiterea live și cum vedeți voi în redare. Și aștept răspunsul vostru încet. Bun, perfect. În acest caz, eu o să las așa prezentarea pentru că aș vrea să văd și chat-ul vostru. Dacă e ceva de e neregulă, nu se mai aude, nu se mai vede, știți. Știți povestea, aveți antrenament de la școală, de la facultate, scrieți acolo și rezolvăm. Bun, aceasta este o prezentare pentru facultate, deci dacă sunteți și de la liceu, școală generală, puteți să rămâneți, este, cred eu, interesant, dar să nu vă speriați pentru că e anatomie totuși de facultate. Bun, azi o să discutăm despre canalul inghinal. Eu mă numesc Teodora Niculescu și sunt studentă în anul 2, la medicină generală. Și astăzi va fi o explicare, sper eu, ca să fie ca de la student la student și să înțelegeți despre ce e vorba. Nu este chiar atât de nasol canalul inghinal, vă promit. Cam asta o să discutăm astăzi despre canalul inghinal. O să ne axăm pe aceste lucruri ca un cuprins. Și în plus o să mai discutăm și despre corona mortis pentru că mi s-a părut destul de greu să o înțeleg la momentul respectiv. În primul rând, ce este canalul inghinal? El este un interstițiu muscular în grosimea peretelui abdominal. Este un defect natural. Este ceva ce se întâmplă în mod fiziologic și un interstițiu muscular, ca să traducem în română, înseamnă interstițiu spațiu muscular, adică între mușchi. Practic, o să avem acest spațiu prin mușchii lații abdomenului, îi avem aici, în secțiune. Asta este o poză de nether cu canalul inghinal. O să revenim la ea. Dar inițial trebuie să știm că este un defect natural, este normal să avem așa ceva și este interstițiu muscular pentru că trece străbate mai multe straturi musculo-aponevrotice. Mai departe, filogenetic, de ce ne interesează mai mult? Acum eu nu sunt veterinar și nu știu nici anatomia veterinară foarte bine. Dar ideea este că acest canal a apărut, a început să facă probleme în momentul în care s-a trecut de la 4P, de la stațiunea bipedă, pentru că la 4P, cumva, din câte am înțeles eu, orificiul profund și cel superficial, deci cel prin care o să treacă chestia asta verde, o să vedem mai încolo ce înseamnă, ele sunt cumva unul după celălalt, intestinele vin cumva pe aici. Probabil nu este chiar atât de bine, dar ideea este că la om, odată ce s-a trecut la stațiunea bipedă, aceste canale nu au mai fost unul după celălalt, cam ceva de genul cum ar fi în desenul acesta, ci ele s-au decalat. Și dacă vedem pe desenul din urmă, vedem un orificiu, că este aici și orificiul celălalt este aici. Deci el cam așa arată canalul inghinal pe această imagine. Ideea este că filogenetic, deci la trecerea de la stațiunea 4P la cea bipedă, s-au decalat aceste orificii prin care trec conținutul, prin care trece conținutul canalului inghinal. Ontogenetic, adică în dezvoltarea embrionului, pe aici vor trece anumite structuri și cel mai important este în cazul feților de sex masculin.
Vorbim despre coborârea testiculului care se formează embriologic în abdomen, în spațiul retroperitoneal. Vedem aici cu galben peritoneul. Deci, dacă nu știți, pentru că astea se fac în anul 2, peritoneul delimitează cavitatea peritoneală în care stau, practic, să zic, intestinele. Deci, aici noi am avea intestine, aici mușchii transversi, mușchilații abdomenului și aici cu punctat cu gri ar fi practic spațiul retroperitoneal, adică în spatele peritoneului. Ideea este că testiculul se formează acolo, în spatele peritoneului și el nu trebuie să rămână în abdomen, ci din contră trebuie să iasă, să se ducă în bursele scrotale. Și, așa ca paranteză, este un lucru foarte important să avem testiculul în afara organismului, pentru că pentru funcția lui spermatogenetică este necesar să avem o temperatură optimă mai mică decât cea de 37 de grade. Dacă avem temperaturi prea mari, este posibil chiar să ajungem la infertilitate sau știu eu ce alte probleme. Testiculul, în concluzie, are nevoie de o temperatură mai mică decât cea medie, temperatura medie corporală. Lăsând povestea la o parte, testiculul se formează în alt loc și trebuie să treacă prin structurile peretelui abdominal ca să ajungă în bursele scrotale. Și în traiectul lui o să ia în cap, o să străpată mai multe straturi de mușchi și o să vedem mai încolo. Dar cam asta e ideea. De ce am insistat atât de mult? Pentru că, practic, la bărbat ne interesează mai mult, pentru că testiculul are totuși o dimensiune considerabilă și produce un canal mai mare decât cel care este la femeie. Și problemele apar mult mai frecvent la bărbat. Ca generalități, este un canal ce are o lungime de 4-5 cm și are un traiect oblic spre medial și spre inferior. Vedem aici cam cum s-ar proiecta canalul inghinal. Dacă ar fi să îl simplificăm, am putea să ne gândim la el ca la un paralelepiped care este așezat astfel și are un perete anterior, un perete posterior, un acoperiș și o podea. Ei bine, aici pe desen, ce vedem noi aici reprezentat, stați să vă dau pointerul, văd că nu pot să dau pointer dacă am... Sper că se vede bine cu mouse-ul, cu săgețica. Aici ce avem noi, chestiunea asta ar vrea să fie spina iliaca anterosuperioară și cum de la ea până la tubercul pubelui trece acel ligament inghinal acesta, cum ar veni punctat. Ideea este că canalul inghinal, așa ca amplasare în mare, stă sprijinit pe canalul, pe ligamentul inghinal, pardon. Și aici avem mai bine structura, vedem osul coxal și cum aici avem spina iliaca anterosuperioară de pe care pleacă ligamentul inghinal, care o să se insere pe pube, pe tuberculul pubic. Ei bine, canalul inghinal o să stea sprijinit aici. Dacă trecem de aici, aici, deci limităm între partea aceasta a osului coxal și ligamentul inghinal, deci dacă mergem mai spre inferior, să zic, am avea lacunele vasculare, respectiv neuromusculare, împărțite de ligamentul de aici. Dar asta nu ne interesează acum, ci ca să vă, mai mult ca să vă amplas, să vă puneți voi cam pe unde e canalul ăsta inghinal, să vă dați seama în mare. Cum am zis, acest canal inghinal îl aproximăm cu un paralelipiped care are patru pereți. Și o să începem să vorbim prima dată despre pereți. Are un perete anterior care este reprezentat de acest mușchi, care este cel mai superficial din mușchilații abdomenului și este mușchiul extern oblic. Spre inferior, deja vorbim despre aponevroza mușchiului oblic extern. Și el o să vină așa anterior față de conținutul canalului inghinal și va reprezenta peretele anterior. Ce am omis să vă spun aici, orientarea pentru acest desen este jumătatea dreaptă a peretelui abdominal și ne dăm seama pentru că, practic, noi știm că testiculul va coborâ și știm că canalul inghinal, de fapt, are un traiect dinspre
lateral și superior spre medial și spre inferior. Și vedem și aici pe desen, pare rău că arăt spre desen și arăt cu mâna, nu cu pointerul. Vedem și aici cum conținutul merge dinspre superior și lateral, deci înseamnă că aici avem lateralul spre medial și inferior. Așadar, aici avem un perete abdominal drept care este văzut dinspre interior spre exterior. Deci aici am avea piele și aici am avea continuare cu peritoneu, cavitate peritoneală, etc. Și cei trei mușchi lații abdomenului sunt dinspre superficial spre profund, extern oblic, oblic intern și transvers abdominal. Asta așa ca o recapitulare. Acum să ne întoarcem la pereții noștri. Peretele anterior este format de partea inferioară a aponevrozei mușchiului oblic extern. Tot pe desenul ăsta vedem și peretele posterior căde. Dacă avem unul anterior, trebuie să fie și unul posterior. Și acesta este reprezentat de fascia transversalis, care e chestiunea aceasta de aici, mai albicioasă. Și de asemenea vedem și parte din peretele inferior, adică podeaua pe care se sprijină conținutul canalului inghinal. Respectiv aici vedem oarecum, aici vedem ligamentul inghinal. Aici pentru un desen pentru peretele superior. Să dăm cu zoom. Bun. Am vorbit peretele anterior, care este reprezentat de această porțiune care e retractată aici, este aponevroza mușchiului oblic extern. Am vorbit despre peretele posterior, care este reprezentat de fascia transversalis. Am vorbit despre podea, care nu prea se vede aici, dar vă promit că este ligamentul inghinal. Și acum să vorbim despre tavanul canalului inghinal. Deci vedem acești doi mușchi care trec peste conținutul canalului inghinal. Tubul ăsta, așa, care trece pe aici, acesta este funiculul spermatic și este de fapt conținutul canalului inghinal la bărbat. Peste, ca un acoperiș, vor trece ceilalți doi mușchi lații abdomenului și vorbim dinspre exterior spre interior de mușchiul oblic intern, că ține minte, aveam mușchi aici, oblic extern, oblic intern și cel mai profund transvers abdominal. Așadar, dinspre exterior spre interior, avem mușchiul oblic intern și mușchiul transvers abdominal, care vin așa peste conținutul canalului inghinal și practic îi formează tavanul. Deci, tavanul canalului inghinal este format din porțiunea inferioară a mușchiului oblic intern și a mușchiului transvers abdominal. După cum vedeți, în porțiunile lor aponevrotice, ei doi se vor uni aici și vor forma un tendon comun al mușchiului oblic intern și transvers abdominal. Acesta se numește tendon conjunct. Ei bine, în unele cazuri, acest tendon conjunct, adică unirea porțiunilor aponevrotice a celor doi mușchi, poate fi mai devreme, adică se poate întâmpla undeva pe aici. Stați să văd dacă o să intru în full screen. Acum am pierdut legătura cu chat-ul. Să vedem dacă pot să văd. Nu pot. O secundă, mă scuzați. Așa. Deci, vedem că cele două aponevroze se unesc aici și de aici vor forma ligamentul conjunct. Cer scuze pentru talentul de desen cu mouse-ul. Dar ele se pot uni și undeva mai devreme, de să spunem pe aici și de aici să plece ca ligament conjunct, ca tendon conjunct, pardon. Dacă se întâmplă treaba asta, atunci, parte din ligamentul conjunct o să vină și el și o să facă parte din tavanul canalului inghinal. Asta doar dacă unirea celor două aponevroze este realizată mai devreme decât așa cum este reprezentat clasic și pe desenul acesta. De asemenea, un lucru foarte important este că între cei doi mușchi, adică între mușchiul oblic intern și transvers abdominal, trec nervii și vasele care inervează, respectiv irigă, pereții abdomenului. Acum din nou ca o recapitulare pentru pereți și acum avem o secțiune care este în plan sagital, deci ca să ne orientăm aici avem anteriorul, avem
tegumentul, aici avem posteriorul, peritoneu, aici am avea cavitate peritoneală, intestine, etc. Aici avem inferiorul, ne orientăm după osul pubis și aici am avea superiorul. Suntem într-un plan, să zic, mai spre, oricum nu este median în niciun caz, pentru că dacă am fi median am avea linie albă și alte alea. Nu, aici suntem undeva mai spre lateral, pentru că observăm mușchii lați ai abdomenului în secțiune, cei trei mușchi dinspre exterior spre interior, extern, oblic intern, cel mai profund transvers abdominal. Și, așa cum am zis, canalul inghinal practic este un paralelepiped care are patru pereți. Are peretele anterior, care este reprezentat de părțile inferioară aponevrotică a mușchiului oblic extern. Avem peretele inferior, pe care l-am adăugat eu aici, este ligamentul inghinal de care practic se sprijină. Dacă vedeți și citiți calomel la mușchiul oblic extern, o să vedeți că el se inseră pe ligamentul inghinal și două grămadă de ligamente pe acolo. După care, peretele posterior o să fie reprezentat de fascia transversalis, este stratul ăsta mai albicios, și tavanul. Deși nu-mi place foarte mult cum se vede pe desenul acesta, îl prefer pe cel din Nether, de l-am discutat înainte, dar tavanul este alcătuit din mușchiul transvers abdominal spre profund și oblic intern, mai spre superficial, deci din porțiunile inferioare ale acestor doi mușchi, care, dacă țineți minte, veneau ceva în genul acesta și făceau un acoperiș pentru canalul inghinal. Acum plus minus, în funcție de unde se unesc aponevrozele acestor doi mușchi, putem avea și tendonul conjunct, adică dacă ele se unesc ceva mai devreme, atunci și ligamentul și tendonul conjunct o să fie parte din peretele superior al canalului inghinal. Și așa cum am zis, foarte important este că spațiul dintre cei doi mușchi care alcătuiesc peretele superior, adică oblic intern și transvers abdominal, între cei doi este un interstițiu de mare importanță chirurgicală, pentru că aici întâlnim vasele și nervii care asigură inervația, respectiv vascularizația peretelui abdominal. Am vorbit despre cei patru pereți ai canalului inghinal, acum trecem la cele două orificii. Așa cum am zis, testiculul o să coboare din abdomen spre bursele scrotale și o să treacă prin aceste structuri ale peretelui abdominal. Și o să avem, cum am zis, pereții, deci acesta între cele două cercuri este canalul inghinal propriu-zis, unde am discutat până acum despre cei patru pereți. Și acum trebuie să discutăm despre cele două orificii. Avem un orificiu profund, în primul rând, este primul, practic, prin care va trece testiculul în traiectul său spre bursa scrotală. Și orificiul profund este acesta. Mai avem și un orificiu superficial. Pentru orificiul profund, vă salvează foarte mult, pardon. Acesta este orificiul profund și vă salvează desenele de la fosele ombilicale, fosetele inghinale. Și chiar și desenul de la teaca dreptului abdominal pe porțiunea infraombilicală, pentru că, în principiu, vedem reprezentat și canalul inghinal aici. Și foarte, foarte important este faptul că acest orificiu profund aici este situat lateral față de vasele epigastrice inferioare. Și orificiul profund o să se proiecteze pe fața profundă a abdomenului la nivelul fosetei inghinale laterale. Aici nu vedem foarte bine acest lucru, dar observăm faptul că canalul inghinal profund este situat lateral față de vasele epigastrice inferioare. De ce ne interesează lucrul acesta? Pentru că noi, în momentul în care avem o hernie inghinală și vrem să facem diagnostic diferențiat, să știm exact ce tip de hernie inghinală este, noi trebuie să știm unde are, de unde pleacă sacul herniar, dacă pleacă din foseta laterală, medială sau mediană sau, în fine, supravezicală. Și, da, este foarte important să știm exact de unde pleacă. Orificiul inghinal profund se proiectează pe fața profundă a peretelui abdominal la nivelul fosetei inghinale laterale. Repet,
pentru că, dacă țineți minte, foseta laterală este delimitată medial de vasul epigastric, de artera epigastrică inferioară și este un raport foarte, foarte important pentru că intraoperator așa îți dai seama dacă e hernie plecată, dacă e hernie de aici sau dacă e hernie făcută aici. Te orientezi după vasele epigastrice inferioare. Deci, țineți minte raportul ăsta pentru că este foarte, foarte important. Și ca să înțelegeți și desenele, că eu am vorbit treburile astea, dar ca să vă orientați așa în spațiu, aceasta este o vedere dinspre posterior spre anterior a peretelui abdominal anterior. Adică dacă eu aș avea aici peretele abdominal anterior, noi l-am vedea așa. Sper că este destul de explicit, adică aici avem vezica urinară, e ca și când ne-am uitat la peretele abdominal anterior, l-am decolat într-un fel și ne-am uitat la el dinspre posterior. Exact asta vom vedea aici. Pentru că dacă vă aduceți minte de la subiectul de fosete inghinale, ele sunt delimitate de anumite structuri de uracă, de artere ombilicale obliterate, de arteră epigastrică inferioară și o să vă arăt o altă poză pe care o să vedem mai bine. Aceasta este modul în care am vizualizat acest desen, iar aici vedem o secțiune transversală. Deci am tăiat feliuțe și așa s-ar vedea. Desenul ăsta e de la teaca dreptului abdominal. Și e important aici să vedem cum epigastrica inferioară trece să se afle posterior de mușchiul drept abdominal aici. De desenul acesta voiam să vă vorbesc, este exact ce am vorbit înainte. Este peretele abdominal anterior, numai că nu vedem umbilicul cum ne-am aștepta, pentru că noi vedem dinspre posterior spre anterior acest perete abdominal anterior. Ombilicul ar fi undeva aici, dacă ar fi să ne uităm pe partea anterioară. Ca să ne orientăm așa, aici e superiorul, aici e inferiorul, vedem vezica urinară, vedem femurul. Aici spre medial, deci dacă vă uitați la un perete abdominal de cadavru, cam așa se vede, așa cum este în secțiunea din dreapta. O să vedem cum uraca la 9, la 7 este artera ombilicală obliterată, adică pe vremea embrionului, a fătului, această arteră ombilicală funcționa, numai că la adult ea s-a închis, s-a obliterat, de asta se numește așa. Și spre lateral, ultimul element este aici, la 5, este plica ombilicală laterală care este ridicată de artera epigastrică inferioară. Vedem aici mănunchiul vascular epigastric inferior. Aceste artere epigastrice inferioare încă funcționează și la omul adult. Și aceste structuri pe care le-am enumerat dinspre medial spre lateral vor ridica în peritoneul parietal anterior care este la 4, vedem aici pe partea dreaptă, este mai albicios față de partea stângă. Pentru că la 4 noi încă avem peritoneul parietal anterior. Aici, în partea stângă, l-am decolat ca să vedem mai bine vasele epigastrice și structurile care ne interesează. Dar ideea este că aceste elemente vor ridica niște plici în peritoneul parietal anterior și vor delimita efectiv niște fosete. Niște fosete care arată așa. Ca să lămurim și treaba asta. De ce am insistat atât de mult pe treaba asta? Pentru că pe noi aici ne interesează foarte mult proiecția orificiului inghinal profund la nivelul peretelui abdominal anterior. Și avem aici undeva, cam așa ar fi orificiul profund. Ne orientăm pentru că aici structura aceasta mai albicioasă, stați să dau cu zoom, este ductul deferent pe care merg eu cu mânuța și aici avem cel mai probabil vase gonadale care trec prin orificiul profund al canalului inghinal să se ducă mai departe prin canalul inghinal și să ajungă la testicul. Aici aș mai vrea să fac o paranteză. La numărul 25, aici avem arcada lui Douglas. Și pe mine m-a întristat foarte mult treaba asta pentru că nu înțelegeam. Dar nu este mare lucru. Când știți de la mușchiul drept abdominal, teaca mușchiului drept abdominal, aveam în porțiunea, în cele două treimi sau
nu mai știu exact care era raportul, două treimi superioare, avem toate acele lame care vin și spre posterior, dar în ultima porțiune toate lamele conjunctive din aponevrozele mușchilor lați ale abdomenului o să treacă spre anterior. Și de asta vedem pe peretele anterior, dar cum ar veni pe fața posterioară a peretelui anterior, vedem această arcadă, care este arcada lui Douglas. Și aici vedem cum vasele epigastrice o să treacă pe sub arcada lui Douglas. Deci, dacă vă întrebați ce e arcada lui Douglas, asta de aici este. Și acum vorbim direct despre orificiul profund. Și dacă până acum am vorbit povești, și așa ca să ne familiarizăm cu subiectul și cu regiunea, pentru că am făcut multe paranteze, acum trebuie să vorbim și efectiv despre delimitarea orificiului profund. El este acesta în verde, care e și punctat, pe care îl arăt eu. Și are și el, îl aproximăm ca un oval, are marginea superioară este reprezentată cer scuze, am un lapsus. Marginea inferioară este reprezentată de mușchiul transvers abdominal, de marginea inferioară a mușchiului transvers abdominal. Dacă mergem spre medial, ne orientăm vezica urinară, deci aici e medialul. Dacă mergem spre medial, avem aici ligamentul interfoveolar și spre inferior este delimitat de ligamentul inghinal, acesta. Ligamentul inghinal care pleca de pe spina iliaca anterosuperioară și se insera pe tuberculul pubic. De ce am insistat atât de mult pe fosetele acelea inghinale ombilicale? Pentru că ne e mai ușor să înțelegem de ce se numește ligament interfoveolar. Interfoveolar înseamnă între foveole. Ok, și cu ce ne ajută asta? Păi, fosetele se mai numesc fovei. Fosetă sau fovee înseamnă exact același lucru. Și ligament interfoveolar, adică între cele două fosete. Aici avem foseta laterală, aici avem fosetă medială, aici avem fosetă mediană. Deci aici avem între uracă și ligamentul ombilical medial, aici este foseta mediană, între ligamentul ombilical medial sau arteră ombilicală obliterată și vasele epigastrice inferioare avem foseta medială și spre lateral avem foseta laterală. Dar dețin minte că aceste fosete nu se văd aici pe desenul acesta, de aceea am insistat, ele sunt delimitate aici cu peritoneul parietal, deci pe noi asta ne interesează. Aici, pe desenul de aici, noi practic nu mai vedem fosetele pentru că am disecat peritoneul parietal. Dar vedem structurile care ar delimita aceste fosete și vedem cam cum s-ar proiecta orificiul profund în foseta laterală. Deci suntem lateral față de vasele epigastrice inferioare, ne gândim că suntem în foseta laterală. La fel, din nou accentuez raportul cu vasele epigastrice inferioare pe care le stabilește orificiu profund spre medial, foarte, foarte important. Așadar, ca să termin și cu desenul ăsta, ligament interfoveolar între cele două foveole sau fosete, între cea laterală și cea medială, de asta se numește așa. Și se mai numește și Hasselbach, dar nu vă interesează asta. Da, acesta este orificiu profund. Foarte important este că orificiu profund este cu formă ovalară și are diametrul lung pe vertical. O să vedem că cel orificiu superficial are diametrul mare orientat altfel. Și iar foarte important este proiecția acestui orificiu profund. Este situat la jumătatea ligamentului inghinal care pleacă de pe spina iliaca anterosuperioară și se inseră pe tuberculul pubic, care nu se mai vede aici. Deci este la jumătatea distanței și se mai află și la cam 1 centimetru jumate superior față de jumătatea ligamentului inghinal. Asta ar fi cum ar veni proiecția pe peretele anterior al peretelui abdominal, iar proiecția pe fața profundă a peretelui abdominal am discutat-o și am tot întors-o în slide-urile precedente, în care am arătat că se află medial, se află lateral față de vasele epigastrice inferioare, că se află în foseta
ombilicală laterală. Deci lucrurile acestea înseamnă pe fața profundă a peretelui abdominal, ce am arătat anterior. Trecem la orificiul superficial, pe care îl vedem aici reprezentat punctat. Primul rând, el se află superior și lateral față de tuberculul pubic, deci mergem superior și lateral și găsim orificiul superficial. Are și el o formă ovalară, numai că de data aceasta diametrul lung este paralel cu fibrele mușchiului oblic extern. Acesta este mușchiul cel mai superficial din mușchii lații abdomenului, este mușchiul oblic extern, care ține minte că porțiunea lui aponevrotică inferioară formează și peretele anterior al canalului inghinal, dar la un moment dat o să se despice ca la un fermoar și o să facă aici un loc prin care trebuie să și iasă conținutul canalului inghinal. Acesta este orificiul superficial. Și vedem că diametrul lung al orificiului superficial este paralel cu fibrele aponevrozei oblicului extern. Toate acestea, adică sunt paralele. Cum este delimitat? Ei bine, superomedial este delimitat, deci aici spre medial și vedem că e latura dinspre sus și spre medial. Superomedial, adică este delimitat de stâlpul medial. Stâlpul medial este format, vedem, din fibrele aponevrozei mușchiului oblic extern. Inferolateral este delimitat de, logic, stâlpul lateral. Stâlpul lateral care este format tot din fibre din aponevroza mușchiului oblic extern. Mai avem și o delimitare pe posterior. Dacă vedeți bine aici, parte din fibrele aponevrozei oblicului extern o să treacă de partea opusă, o să treacă contralateral, adică de la oblicul extern drept, pe care îl avem noi reprezentat aici, o să treacă și pe partea stângă, aici unde scrie 4. La fel se întâmplă și de pe partea cealaltă, ele se împletesc aici, fibrele. Ei bine, aceste fibre o să treacă de partea opusă, o să treacă contralateral și o să alcătuiască stâlpul posterior, la 5, stâlpul post, la, pardon, pardon, la 4. Nu știu cine era tot stâlp posterior, numai că le-au notat ei. Ok, deci la 4 și la 5 avem stâlp posterior, care este format tot din fibre ale mușchiului oblic extern, numai că nu este mușchiul oblic extern de aceeași parte, ci este mușchiul oblic extern de parte opusă, este cel contralateral. Aceste fibre o să devină stâlpul posterior al orificiului superficial. Și în ultimul rând, avem la inferior și medial, tuberculul pubic. Acum haideți să ne gândim care este cel mai slab punct al orificiului superficial. Dacă vedeți bine, fibrele aici ale aponevrozei oblicului extern sunt într-un fel ca un fermoar aici. Și gândiți-vă și dacă am avea ceva de genul acesta, am avea o hârtie care arată cam așa. Cred că așa arată la voi pe desen. Dacă am avea așa, unde ar fi punctul cel mai slab? Evident, aici, în vârf, pentru că eu dacă aș trage, se face efectiv ca la un fermoar și s-ar despica foarte ușor. Și nu vrem să se întâmple asta, pentru că ar hernia conținutul abdominal, ar... nu vrem să se întâmple treaba asta. Așadar, trebuie să venim cu ceva care o să întărească, să zic, colțul, marginea, superolaterală a orificiului superficial. Și o să venim cu 15, e reprezentat aici cu niște punctulețe, sunt niște chestii punctate. Acestea sunt niște fibre intercrurale. Iar o să trec pe mare ca să vă desenez. Îmi cer scuze pentru problemele de acest gen de natură tehnică. Așa, acum haideți să desenăm. Așa, vedeți? O să vină aceste fibre care unesc, practic, stâlpul medial de stâlpul lateral.
sau mai corect spus, o să unească, cer scuze, o să unească stâlpul superomedial de stâlpul inferolateral. Și avem aceste fibre intercrurale. De ce le zice intercrurale? Ei bine, în latină, la stâlp se mai zice crux. Intercrural, între crux, adică între cei doi stâlpi. Exact asta vor face aceste fibre, vor întări acest punct care este slăbiciunea orificiului superficial. Aici, tot legat de orificiul superficial, la bărbat se poate palpa, dacă mergem prin scrot, pipăim funiculul spermatic și ajungem până la nivelul peretelui abdominal, putem să palpăm orificiul superficial al canalului inghinal și, în mod normal, ar trebui să admită pulpa indexului și cam atât. Dacă e mai mare, înseamnă că e ceva în neregulă. La femeie, nu mai merge chiar așa și, în plus, la femeie nu avem așa conținut zdravon, la femeie nu a trebuit să coboare testiculul pe acolo. Într-adevăr, prin canalul inghinal s-au tras și la femei anumite structuri musculo-aponevrotice, dar firave, mici. Conținutul la femeie este reprezentat de ligamentul rotund al uterului, pe care îl vedem aici la numărul 7. La femei, într-adevăr, nu o să mai urmărim prin scrot funiculul spermatic, evident. Putem palpa direct pe peretele abdominal și este posibil la nivelul orificiului superficial să simțim o dilatație, o umflătură. Și asta ar fi problematic pentru că am putea confunda cu o hernie și să zicem, opa, au ajuns anse intestinale pe aici. Dar nu trebuie să ne speriem pentru că avem o bulă de țesut adipos care se numește bula IMLAH. Și pe ea uneori o putem simți. Și nu trebuie să ne speriem, nu înseamnă neapărat că este hernie sau altceva. Oricum, canalul inghinal la femei are dimensiuni mult reduse, și de obicei la femei și din cauza formei pelvisului sunt mai frecvente herniile femurale, nu cele inghinale. O să discutăm în curând și despre ele un pic. Iar ce ne interesează foarte mult la bărbați, mai ales, este conținutul, pentru că e tot, mă scuzați că folosesc termenul acesta, dar tot cârnăciorul ăsta aici este funiculul spermatic, pe care îl vedem noi aici, pe care l-a desenat domnul Netter. Și trebuie să știm foarte sigur exact ce avem noi drept conținut în funiculul spermatic. Efectiv, funiculul spermatic trebuie ținut minte logic și ce straturi sunt. Aceasta ar fi o secțiune, o feliuță prin funiculul spermatic. O singură paranteză, da, funicul vine de la aceste mijloace de transport care se numesc, mai numesc și funicular, deci da, pentru că pe aici o să treacă testiculul prin descensul său. Am încheiat paranteza. Și acum trebuie să ținem minte care este conținutul funiculului spermatic la bărbați. Aici ne interesează. Nu vă chinuiți să tociți desenul ăsta, a ce era desenat cu verde, ce era desenat cu mov, ci încercați să luați și să gândiți logic, să judecați. De-aia v-am pus și ca recapitulare imaginea aceasta. Trebuie să ne aducem aminte că testiculul se formează în abdomen și o să coboare, deci o să străbată toate aceste straturi. Acum, să facem un exercițiu de imaginație. Eu îmi pun pe mână o mănușă. Și după am în fața mea să zic că v-am pregătit un șervețel. Deci eu am mâna cu mănușă, da? Am în fața mea o perdea. Mâna mea cu mănușă o trec prin perdea. Și o să vină ceva în genul acesta. Evident că dinspre exterior, spre interior, o să avem perdeaua, mănușa și mâna mea, până la urmă. Deci, o să avem spre exterior ultimul strat prin care eu am trecut. Că prima dată mi-am pus mănușa, apoi am trecut cu mâna prin perdea. Cel mai superficial strat o să fie perdeaua, pentru că prin stratul ăla am trecut ultima dată.
La fel se întâmplă și la testicul, când o să ia în cap structurile peretelui abdominal. Prima dată o să ia în cap fascia transversalis. Și vedem aici fascia spermatică internă, așa o cheamă în funiculul spermatic. Practic o trage după el și o să fie stratul care este cel mai spre interior. E fascia spermatică internă din fascia transversalis. După care merge mai ce o să treacă? Prin ce o să treacă data viitoare după ce a trecut prin fascia transversalis? O să treacă prin mușchiul oblic, o să treacă prin mușchiul transvers abdominal, apoi prin mușchiul oblic intern. Și o să ia în traiectul lui parte din fibrele musculare și aponevrotice ale acestor doi mușchi și următorul strat pe care îl ia cu el în călătorie va fi stratul acest strat muscular, care este reprezentat, se numește acum mușchiul cremaster, care o să vedem pe un alt desen, că practic ține testiculul în hamac, practic a trecut prin mușchii ăia și i-a luat după el. O să înțelegeți mai bine pe desenul următor. După care, după ce a trecut prin mușchii, acești mușchi, ce o să ia mai încolo? Păi, nu o să ia în cap mușchiul oblic extern. Vedem, el se termină cam pe aici. Acum, deja pe partea asta, vorbim despre aponevroză. O să treacă prin aponevroza mușchiului oblic extern. Și o să ia în cap țesut fibros din aponevroza acestui mușchi. Și o să se formeze aici ultimul strat, fascia spermatică externă. Deci, țineți minte, straturile astea, vă gândiți exact care sunt straturile canalului inghinal, cum ar veni, pe unde trece el, cum trece el, și țineți minte că cel mai superficial strat va fi întotdeauna ultimul strat prin care a trecut. Cred că e destul de logică treaba asta și dacă aveți desenul ăsta în cap, automat o să țineți minte și lucrurile astea. Și bineînțeles, în interiorul funiculului spermatic o să avem și arteră testiculară, pentru că trebuie hrănit și testiculul, arteră diferențială pentru duct deferent. În mușchiul cremaster este și el un mușchi, totuși are nevoie de vascularizație, avem arteră cremasterică. O să ia și parte din peritoneu, se vede mai bine pe desenul la început, dar nu vreau să insist foarte mult pe treaba asta. Însă foarte, foarte important să țineți minte că tot la nivelul ductului, la nivelul canalului funiculului spermatic avem plexuri venoase pe care le cheamă pampiniforme. Și țin minte că m-am uitat și eu pe net și dacă nu mă înșelă memoria, pampiniform venea ca cum erau cârcei aceia de pe la strugure, dacă țin bine minte. Ideea este că e o rețea vasculară foarte densă și înrețelată și anastomozată și în momentul în care vezi o operație de hernie inghinală, vezi foarte frumos plexul pampiniform. Se remarcă, chiar e o structură și vezi după vascularizație arată altfel față de alte lucruri din jur. Cam acesta ar fi conținutul funiculului spermatic. Am zis că vă arăt mai bine mușchiul cremaster, cum el este practic, ține testiculul ca într-un hamac. Că efectiv testiculul a trecut prin mușchilația abdomenului și nu i-a rupt, ci i-a luat după el și stau ca în hamac în jurul testiculului. Mușchiul ăsta cremaster, puteți să vă dați seama că dacă se scurtează, o să tragă de testicul în sus. Și avem ca exemplificare reflexul cremasteric. Dacă se atinge, dacă se gâdilă pielea, tegumentul învecinat testiculului, piele corespondentă trigonului femoral scarpa, atunci o să se declanșeze printr-un reflex și contracția mușchiului cremaster, deci determinăm reflexul cremasteric. Ce o să se întâmple va fi exact ce am zis eu, o să se scurteze acest mușchi, o să se contracte și o să se ridice testiculul. Este un test pentru a testa integritatea nervoasă a regiunii respective. Mai este un clipuleț pe YouTube, puteți să vă uitați, în care este exemplificat și pe view și să vedeți cum se întâmplă lucrurile astea. Nu se poate provoca pe pielea voastră reflexul, pentru că e ca atunci când te gâdili.
nu te gâdilă dacă te gâdil tu, dar este un reflex vizibil și chiar se vede, deci chiar se observă bine aceste fenomene. O să vă las link în descriere cu clipul despre care v-am vorbit. Am trecut prin anatomia canalului inghinal, am vorbit despre pereți, despre orificii, despre conținut și acum trecem și spre patologie și de ce ne interesează pe noi să ne batem capul cu toate chestiile astea, ca să știm despre hernia inghinală. În linii mari, hernia inghinală este de două tipuri: directă și indirectă. Directă sau de slăbiciune, adică la nivelul peretelui abdominal, mușchii sunt atrofiați sau slab dezvoltați și efectiv se slăbește peretele anterior al canalului inghinal, ceea ce va determina o umflătură, deci o herniere, și anțele intestinale pot merge prin soluția de continuitate. În schimb, la hernia indirectă, se pare că nu este un desen tocmai fericit, pentru că era un desen mai bun în grei cu ansele intestinale, dar nu l-am găsit. Ideea este că ansele intestinale vor hernia direct prin orificiul inghinal profund. Știu, e un pic ciudat, adică aici direct cumva prin peretele anterior și indirect când trec direct prin orificiu creat. Da, așa se numesc ele. Și iar ca asta e în linii mari, am zis, dar trebuie să știm mai în detaliu, pentru că dacă hernia noastră se întâmplă la nivelul fosetei supravezicale sau fosetei ombilicale mediane, atunci vom avea o hernie oblică internă. Dacă hernia se produce la nivelul peretelui anterior al canalului inghinal, în foseta ombilicală medială, atunci o să vorbim despre o hernie directă de slăbiciune, deci exact ce se întâmplă aici. Mușchii sunt atrofiați ori la bătrâni, ori la persoane obeze, ori la copii, în special la prematuri, și din acest motiv, având un perete slab, avem o susceptibilitate mai mare pentru herniera vaselor, herniera anselor intestinale și altor structuri. Și în ultimul rând, dacă avem la nivelul fosetei ombilicale laterale, atunci vorbim despre o hernie inghinală oblică externă, pentru că ține minte foarte, foarte, foarte important faptul că orificiul profund al canalului inghinal se proiecta la nivelul fosetei inghinale oblice, fosetei inghinale laterale. Și din nou amintesc raportul pe care îl stabilește cu artera epigastrică inferioară, este foarte, foarte important. Și aici o altă reprezentare a desenului meu de dinainte, deci acesta, dar făcut mai ca de atlas. Vedem aici pe median uraca, artera ombilicală obliterată și aici vasele epigastrice. Și aici vedem cum este normal, lateral de vasele epigastrice inferioare, vedem orificiu profund al canalului inghinal cu conținutul canalului inghinal. Așa e normalul. Dar dacă avem hernia cu baza de implantare în foseta ombilicală laterală sau lateral de vasele epigastrice, vorbim de o hernie inghinală oblică externă. Dacă hernia se întâmplă undeva în foseta medială, atunci o să vorbim despre o hernie inghinală directă, și dacă mergem în foseta inghinală supravezicală sau mediană, atunci vorbim despre o hernie inghinală oblică internă sau o hernie, nu, deci este o hernie inghinală oblică internă, dacă avem la acest nivel. Să țineți minte că este de preferat să spuneți aici între uracă și artera ombilicală obliterată, este de preferat să spuneți fosete supravezicale, nu neapărat fosete mediane, pentru că median înseamnă fix, fix, fix pe median, adică cum este uraca, și vedem deja că ele sunt cumva paramedian. Deci e de preferat să spuneți medial, să spuneți supravezical, că medial deja sunt următoare, e următoarea fosetă. Nu este greșit, o să întâlniți diverse exprimări prin atlase, dar personal eu prefer să spun supravezical pentru acea fosetă.
Am vorbit atâta despre herniile inghinale, trebuie să amintim și de hernia femurală și cum le diferențiem. Foarte simplu, aici avem ligamentul inghinal. Dacă baza de implantare a herniei este superior față de ligamentul inghinal, avem hernie inghinală. Dacă baza de implantare a herniei este inferior de ligament, avem hernie femurală. Atâta tot. Că tot veni vorba despre hernia femurală, aș mai vrea să abordez un subiect care mi s-a părut greu de înțeles și anume canalul femural. Aici vedem pe desen lacuna vasculară care se stabilește la baza coapsei. Mai bine se vede pe acest desen. Aici este lacuna neuromusculară și aici lacuna vasculară, dar aici deja este pe patologic. Ei bine, canalul femural are pentru început un inel femural, cel pe care îl arăt eu acum cu cursorul. Acest inel femural este delimitat lateral de vena femurală, anterior de ligamentul inghinal și spre medial avem aici ligamentul gimbernat. Și aici avem canalul femural, care el aici, de aici pleacă, de fapt, prin inelul femural, pleacă canalul femural, care, în mod normal, cu excepția acestor limfatice, este un spațiu virtual. Canalul e virtual, adică este un spațiu care nu există. Practic, pereții există, dar ei sunt, nu știu cum să zic, sunt colabați. Este un spațiu în care nu există nimic. Nu trece nimeni pe acolo. Numai în condiții patologice, el va deveni real și aici vorbim în cazul unei hernii femurale, deci acea hernie care are baza de implantare inferior față de ligamentul inghinal. În momentul în care vor hernia anse intestinale prin canalul femural, abia atunci el devine un spațiu real. În orice caz, el este limitat anterior de fascia lata, care se găsește aici la nivelul anterior al coapsei, și posterior este delimitat de unghiul dintre vena femurală și mușchiul pectineu. Și aici avem exemplu patologic cu o hernie femurală. Și pentru că veni vorba de hernii femurale și de ce sunt ele afurisite, vorbim despre corona mortis. Aici, corona mortis este reprezentată aici. Ea este practic o anastomoză retrosimfizară, adică în spatele simfizei pubiene, între artera epigastrică inferioară și anumite ramuri mediale care se desprind din artera obturatoare. Aici află ca o schemă din aortă, ea se duce în arteră iliacă, externă, internă și din iliaca externă o să avem arteră epigastrică inferioară. Iar din artera iliacă internă o să se desprinde artera obturatoare și până când artera obturatoare va trece prin canalul obturator, ea va da aceste ramuri mediale care se vor anastomoza cu ramuri din artera epigastrică inferioară. Această anastomoză este cu o mare, mare importanță clinică, poartă numele de corona mortis, are formă de coroniță, să zic așa, că ea îmbrațe pe posterior simfiza pubiană și în momentul în care noi avem o hernie femurală, deci cum este cea din cazul acesta prin care herniază anse intestinale, în acest caz este posibil ca această anastomoză retrosimfizară să fie luată în cap de sacul herniar, ceea ce automat va duce la ruperea anastomozei cu sângerare masivă, ceea ce înainte ducea în majoritatea cazurilor la deces. Chirurgical se mai greșea înainte și decesul era aproape sigur, sângerări masive, repet, motiv pentru care această anastomoză a primit această denumire macabră de corona mortis. Dar e de ținut minte, pentru că asta e de fapt important, foarte important la hernia femurală și să țineți minte de anastomoza aceasta. Cam asta a fost prezentarea mea. Eu am folosit aceste materiale pentru a mă documenta. Vă
Vă mulțumesc că ați stat până acum să mă ascultați și un an nou fericit că suntem acum în ultimele ore ale anului 2020. Sperăm că anul 2021 și vaccinul și tot o să mai aducă o pace și să se mai calmeze lucrurile ce se întâmplă momentan cu pandemia și toate cele. Să aveți un an nou fericit și să fie totul așa cum v-ați dorit să fie. Aceasta a fost prezentarea mea. Din nou, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Nu știu dacă nu mai sunt. Ok, cred că nu mai sunt întrebări. În acest caz o să închid prezentarea și din nou vă mulțumesc pentru atenție și an nou fericit tuturor, să fie tot așa cum vă doriți și să aveți parte de toate cele bune. Bine, v-am pupat, la mulți ani!